despre canalul Selim the Kid. Și astăzi suntem aici cu Georgescu. Da. Și cu mai cine? Și cu Ryan. Deci fiți atenți, o să facem în felul următor. Eu o să facem echipe de câte doi. Eu cu Ryan o să facem piatră, vorbe, că hârtie. Iar cine câștigă o să-i aleagă o piesă din outfit-ul Selim cu ochii închiși din tot magazinul ăsta. După, pentru mine, o să fac ei doi piatră, vorbe, că hârtie. Și cine câștigă o să aleagă o piesă din acest magazin pentru mine. Tot la fel cu ochii închiși. Faza e că o să facem tot așa, tot așa, până facem un full outfit care o să fie Adidas, pantaloni, tricou și hanorac, poate și geacă, vedem. Până la final vreau să scrieți în secțiunea de comentarii care dintre outfit-uri v-a plăcut cel mai mult. Hai Selim, da? Alegi, fac eu cu Ryan piatră, vorbe, că hârtie prima oară? Da. Da? Hai. Ah, deci să te lege la ochi acum și să lege ceva. Da, și să-ți aleagă ceva. Orice din magazin și după te îmbraci ele. Eu zic, îi alegem Adidas. Ce vrei, tricoul să-i alegi tu? Adidas. Adidas și? Da. Bine, hai, alege Adidas și de aici, orice de aici, hai. Din față? Da, 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 hai. Ia mâna, Selim, Selim, dă-te. Du unde vrei tu. Primul ce atingi, ăla e. Asta e? Da, ăsta e. Iasă din tău. Nu-i rău. Nu-ți plac? Nu-i rău. Nu-i rău. Nu-ți plac, mă? Nu! Acum faceți voi doi piatră, vorbe, că hârtie și mi-a alegeți mie, da? 1, 2, 3 și... Ai câștigat! Eu trebuie să-ți arăt... Mie! Să-ți aleg... Da, orice din acest... Așa, rotește Raiane și ocupă-te! Pantalon! Haide, vină cu acolo! Să vezi ce... Mi-e frică, nu mă doamne! Fii atent, ai trei variante! Alege acolo, pune mâna pe Selim pe ceva! Nu, că acolo e hanorac, mai aici! Selim, mai la mijloc, la mijloc, te rog, la mijloc, la mijloc, la mijloc, la mijloc. Nu, hai mă, bă, nu, băi, sunt mult prea roz, efectiv, bă, nu, Selim, Selim, nu poți să iei pe ăștia negri, te rog, iei pe ăștia negri. Nu se poate, a pus mâna pe ei. Ok, rămân ăștia. Stai să vezi ce-ți fac, nevoie, rog, trebuie ca să-i mâna ta. Stai să vezi, uitați-vă în ce trebuie să mă îmbrac eu. O să fie prima oară când o să mă vedeți în juicy couture pe mine îmbrăcat. Stai să vezi când de-aia te îmbrac oricum. Hai Selim, hai să facem piatră, vorbe, că hârtie, da? Le-am făcut, eu aleg lui Ryan. Mă duci unde vrei tu să-i aleg lui Ryan, da? Da. A. Ia, stai. Uite asta, mă. Mamă, mă, ce mamă. Asta trebuie să-l porți. Asta trebuie să-l porți, ok, mamă, nu mai pot, deci nu mai aveam aer. Căciul ăsta, a? Am scăpat bine. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Diario? Iar tu. Bine. Uite, de aici poți ceva frumos. Nu, nu. Asta e. Să zică lumea că sunt deci fai. Deci nu-i ochelarii. Da. Dar tu ai văzut în ce mă îmbraci tu pe mine? Tu ai văzut? În pantalonii aia de la Juicy? Știi că e doar de fete? Hai, acum trebuie să faci tu cu Ryan pentru mine. Hai. Poate că știu și eu acum. Ai văzut el. Ha, iar, deci stai să vezi, deci dacă mă îmbrac în full outfit, de fapt o iau rază, hai, efectiv. Deci chiar o iau rază. Hai, Ryan, e treaba ta. Hai, hai, Ryan. Bă, nu ceva rău, nu aici, deci nu aici, nu, nu aici. Nu, ai... Ok, a pus mâna, a pus mâna, a pus mâna. Pe care? Alege pe care din astea, că ai pus mâna. Sau hanorac? Ai pus mâna. Bă, ăsta? Ok. Bun, hanorac. Ăla? Bă, Selim, nu, nu e ok să-mi faci așa. Selim, uite ce mi-ai pus iar pe mine. Și de mine nu o să zică lumea că-s fată? Ba, da. A, și ok, nu? Da. Îți convine? Da. Abia aștept să văd ce o să zică iubitele voastre după ce o să fiți îmbrăcați în femei și bărbați. Nu știu ce o să zică, Selinchia, nu știu ce o să zică. Nu știu ce o să zică, dar dacă la final o să fiu mult prea îmbrăcat în femeie, tu o să fii gândit la ce zi de asta. Hai, nu te tără pe jos. 1, 2, 3 și... Selim, acum te îmbrăcăm pe tine, stai să vezi ce-ți fac acum. O pereche de pantaloni largă, din punctul meu de vedere, merge pentru Selim. Du-te în față! Nu! Asta? Asta? Ce zici, Selim, de ăștia? Da? Și sunt mari, nu, nu-s de fete, dar foarte mari, nu sunt ca pinii. Uite-te, băi, eu sunt curios cum o să intre el în perechea asta de pantaloni. E cu mine. Cu totul. Efectiv, o să intre cu totul în perechea asta. Și asta o să fie măsura pe care o păstrezi. 1, 2, 3 și... Chiar mai bătut. Băi, și ce faci? Alegi doar tu pentru mine? Vrei să mă îmbraci urât, nu? Da. De ce? Acum nu o să-ți dau ceva urât. Nu? Fii atent, acum te lăsăm pe tine singur, stai. Și te rotim de câteva ori și te plimbi singur, fără să nimic. Hai, în față, 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 mergi în față. Hai, că zicem noi dacă te lăsăm. În față, în față, în față. Du-te pe unde vrei, hai, hai Selim. Du-te pe unde vrei. Hai, fii atent. Selim, așa, așa. Gata, asta, da?
Ma, ce fericit ești. Asta rămâne bine. Primul item normal, efectiv, primul item normal. Mersi, Selim, mersi. Ce mai avem de luat? 3, 2, 1 și... Ha, te-am mâncat. Fii atent. Dă-i un manichin. Hai, mai, mai. Pantaloni? Ok. La măsura asta aveți. Gata. Alo. Cetează, ia-l pe Ryan. Uite, du-te la Ryan. Lasă-mă pe el. Ia-l pe Ryan. Ia-l pe Ryan. Georgescu, dar tu ce ai luat până acum? Adică toate chestii. Bă, am luat destul de multe chestii. Sunt multe de femei, Selim. Sunt multe de femei și tu ești îmbrăcat cu pantalonii aia cât casa cu poporul. Eu sunt curios cum o să te îmbraci cu ea. Stau un pic mai bine. Mi-a luat Georgescu niște pantaloni de băiat. Da, eu am luat pantaloni, dar i-am pus un tricou de femei. Stai să-l vezi, cu buricul gol. Să nu stricați. E cu buricul gol, nu? Ăla ce juicy? Sau nu, ăla e al meu, nu pot, nu. Și dau ție pe la Juicy, stai cel mai rău pe la tău. Pantalonii mari, Adidas și maro și tricou roz. Și tricou roz. Tricou roz, îți place tricou la roz? Nu-ți place, nu? Care e culoarea ta favorită? Roșu. E, uite, nu o să-ți iau nimic roșu pentru chestia asta și acum o să mă duc eu să-ți aleg ție. Ce am luat pantaloni? Ce mai trebuie? Un hanorac, nu? Hai, Selim, vii să-ți aleg o geacă sau ceva? Ia, ține, Rai. Ia, fac un bonimic. Hai să-ți fac cunoștit. Haide! Mi-e frică. E prietenul nostru? Da. Uite, păi atunci o să-ți luăm hanoracul ăsta de pe el atunci. Îți place? Stai să-l văd. Asta o să fie hanoracul. Oh, e tare. Hai, vino aici. Uite ăsta, de fapt, de aici chiar. Ia uite-l. Ce zici? Da. Îți place, nu? Da. Îți place galbenul? Deci ai hanorac, ai Adidas, ai pantaloni, ai și tricou, da? Da. Tu ești gata. Da? Ești gata. Da. Tu acum trebuie să-mi faci mie și lui Ryan un outfit. Aproape cât mai ai tu? Ce mai trebuie? Adidas. Adidas, hai. Uite, de aici, de pe tot raftul ăsta, alegi o pereche de Adidas. Unde e? Fix în fața ta. Fii atent, uite, simți, astea-s lateralele. Astea-s laterale și tu de undeva de pe raftul ăsta, de sus până jos, care vrei tu. Ăsta? Asta să fie atunci perechea. Ia zi. Bogani. Hă? Sunt urât. Nu-ți plac, nu? Te-ai răzbunat pe mine. Te-ai răzbunat pe bune. Bravo, Silib, așa și trebuie. Bravo. Fii atent, acum mai e o chestie. Trebuie să mai miei mie, nu? Trebuie să mai miei mie Adidas. De data asta miei tu. Tot la fel, dar stai, te duci cu Ryan și nu vreau să văd, da? Eu mă duc în spate acolo. Vreau să... Aici să te dai. Vrei mai sus, mai jos? Așa. Aici. Aici. Smooth! Probabil. Cum sunt? Sunt foarte mari. Georgescu, da. Ia uite ce ți-am ales. Tu știi de ce să te dai și ăștia negri așa triple black? Știi pentru ce fel de oameni sunt? De făptași. De făptași. Știi ce înseamnă asta? De oameni care fac chestii rele. Face Georgescu chestii rele. Se pare că fac eu chestii rele, Selim? Nu. Păi atunci pe ăștia o să-i port de data asta. Și gata, am terminat cu outfiturile, da? Ne schimbăm și revenim, da? Da. Hai. Și acum ne îmbrăcăm și avem doar 5 minute. Hai că eu zic că ne grăbim, da? Da, ne grăbim. Hai. Probabil aici închis? Nu, aici închis. Hai. Băieți, v-ați bătut joc de mine, pantaloni ăștia. Eu sunt elegant cu stil. Și? Ah, hello! Bă, Selim, băi, e rușine, vreau să intru să vă schimb, gen. Băi, foarte rău, tu arăți chiar bine, sincer, Selim chiar arăt. Hai, vă rog, hai, sfinează-le acolo, te rog, pentru că eu vreau să mă băi așa, să nu mă vadă lumea. Ne facem de râs. Eu mă fac de râs, mă ne mai bine. Nu arăt. Gen, mi-e rușine, vă jur, numai eu nu intru de aici. Selim, gata, da? Da. Georgescule, te plânge acum. Uite cum sunt eu îmbrăcat, ai bătut joc de mine. Uite dacă fac așa, mi-a scăpat pantofii. Dacă dau așa, uite, na, dacă îmi dau așa, dacă îmi dau... Ia! Ia! O magie! Hai mă, Selim, că uite-te la mine. Hai, gata, eu mă schimb, da? Și cam atât a fost vlogul meu, sper să vă abonați și să dați 10.000 de like-uri pentru partea a doua. Și scrieți în comentarii cu cine vreți să mai fac partea a doua la 10.000 de like-uri. Eu știu cu cine zic să faci asta? Cu cine? Cu Edi, cu sora lui, adică cu mama ta. Ce zici de asta? Faci la 10.000 de like-uri cu ei doi? Da! Da? Pup!